Microsoft se bate cu Google și Amazon. Gigantul software Microsoft a câștigat aplauze din partea investitorilor pentru schimbarea sa de succes de la a investi foarte mult în desktop computing la cloud computing și după investițiile pe care le-a tot anunțat. Este Microsoft în sine o acțiune pe care să o cumpărăm acum sau să o mai avem în vedere? E prea scumpă? I-a trecut timpul sau nu? Ce avem, ce știri mai avem despre Microsoft care poate să afecteze destul de mult compania. Dar hai să plecăm puțin de la origini până să ajungem acolo. În sine, Bill Gates și Paul Allen au început Microsoft în 75, în zorii erei computerelor personale, pentru a face software pentru sistemul de operare PC. Sistemul de operare Windows al companiei a ajuns să domine peisajul PC-urilor. Nu cred că este cineva care nu știe de Microsoft. Microsoft s-a extins de-a lungul anilor în software de productivitate, software-ul de server, servicii de internet, jocuri video și accesorii pentru PC. Actorul său director, Satya Nadella, a preluat frâele în 2014 și a venit cu o schimbare. A început să investească din ce în ce mai mult în cloud computing, aspect care este foarte important pentru o analiză pe care o facem pe Microsoft. Iar dacă ne uităm la zona de cloud computing, ofertele pe care le prezintă Microsoft clienților săi sunt destul de vaste. Vorbim de infrastructura Azure, de software de productivitate prin intermediul Office 365 și Software Dynamics Enterprise, vorbim aici de Power BI și așa mai departe. Pe lângă asta, Microsoft deține și niște companii destul de importante. LinkedIn, Skype și GitHub. Ok, Skype nu mi-a mai pasă nimănui de el. Dar LinkedIn și GitHub sunt două companii destul de importante. Microsoft în același timp urmărește să detroneze Amazon în zona de cloud computing și câștigă din ce în ce mai mult teren în fața Amazon Web Services pe piața serviciilor de infrastructură cloud. Dacă ne uităm la trimestrul 4, Amazon Web Services a avut o cotă de piață de 32% în comparație cu cota de piață a Microsoft de 23%. Cel puțin asta ne spune firma de cercetare Canalys. Alți jucători importanți de pe piața aceasta de cloud computing sunt Google, Alibaba și Tencent. Cheltuielile totale pentru serviciile de infrastructură cloud au ajuns la 65,8 miliarde de dolari în trimestrul 4, în creștere cu 23% de la un an la altul. Deci o creștere destul de mare, dar în același timp o să vedem că și creșterea veniturilor pe care a avut-o Microsoft din această zonă, din zona de servicii în sine, a fost substanțială. Pe lângă asta, Microsoft și-a promovat în ultima vreme și eforturile sale de a intra în zona de inteligență artificială și de a integra această tehnologie în software-ul și serviciile sale. Primul lucru pe care l-a făcut, ați văzut că a anunțat că integrează OpenAI, practic ChatGPT, în Bing. În martie 2022, Microsoft a finalizat achiziția a Nuance Communications, lider în zona de software de recunoaștere vocală și inteligență artificială conversațională. Și asta a fost unul dintre pașii pe care i-a făcut. Pe 23 ianuarie, Microsoft anunță o altă investiție foarte importantă în zona de AI, o investiție de 10 miliarde de dolari în startup-ul de inteligență artificială OpenAI, unde este și Elon Musk fondator. OpenAI este organizația din spatele generatorului de text ChatGPT, despre care sigur ați auzit. Și, pe lângă ChatGPT, și generatorul de imagini DALL-E și DALL-E 2 și așa mai departe. Microsoft este un investitor vechi în această companie, investind în OpenAI încă din 2019, și a doua investiție pe care a făcut-o a fost în 2021. Microsoft în același timp furnizează infrastructura sa cloud computing Azure pentru OpenAI. Pe lângă asta, adaugă modulele OpenAI la produsele sale software pentru consumatori. Cea mai recentă a fost, așa cum v-am zis, Microsoft și-a prezentat noul motor de căutare Bing și noul său browser Edge, care cred că nimeni nu le folosește, dar poate le vom folosi, care utilizează tehnologia AI de la OpenAI. Și deja cam apar întrebări în piață despre această rivalitate care se poate crea mai puternic între Bing și Google și dacă nu cumva Bing chiar are o șansă să rivalizeze real vorbind și să detroneze Google ca search engine. Microsoft mai are pe lângă toate acestea o achiziție la care are niște probleme. Vorbim despre achiziția Activision Blizzard, achiziția propusă de Microsoft editorului de jocuri video Activision Blizzard cu tickerul ATVI. Se confruntă cu provocări din partea autorităților de reglementare antitrust. Microsoft a anunțat o înțelegere pentru a cumpăra Activision Blizzard în ianuarie 2022. A fost văzută foarte bine, pentru că Blizzard cam are nevoie de niște investiții din partea unui powerhouse ca Microsoft și a anunțat că va face acest lucru pentru 68,7 miliarde de dolari în numerar, all cash deal adică.
Microsoft a declarat că achiziția Activision va accelera creșterea business-ului său în zona de jocuri video și va oferi blocuri de construcție pentru metaversul său care este în producție. Da, uite că nu doar Meta vine cu un Metaverse, vrea și Microsoft un Metaverse. Au un nebunit toți cu Metaverse. Pe 8 decembrie, Comisia Federală pentru Comerț a intentat un proces antitrust pentru a bloca achiziția Activision Blizzard de către Microsoft. Microsoft se luptă în continuare cu acest proces și achiziția se confruntă de asemenea cu probleme și în Europa. Hai să trecem de toată partea asta de știri și ce a mai făcut Microsoft și în ceea ce investește și să ne uităm pe partea financiară, pentru că na, contează și acolo. Dacă vrei și voi să urmăriți toate analizele, știrile, ce spun analiștii și nu știți unde să faceți toată treaba asta sau sunt prea multe site-uri, prea multe informații și vă e greu să găsiți un agregator pentru tot, vă dau eu soluția. Este vorba despre Interactive Brokers. Interactive Brokers este un agregator pentru tot ceea ce v-am zis, pentru toate analizele de care aveți voi nevoie și puteți direct să cumpărați de acolo acțiuni. Pe Interactive Brokers puteți să faceți toate verificările necesare, primiți informația structurată și aveți cam 80% din analiză făcută. În același timp puteți să cumpărați acțiuni prin intermediul unui broker de renume, să vă simțiți în siguranță, pentru că este foarte important când vine vorba de investiții, și să fiți acționari adevărați. Dar hai să revenim la oile noastre. Acum, Microsoft a raportat rezultate, așa. Eu v-am zis că din perspectiva mea au fost destul de dezamăgitoare, a fost cam oarecum sub așteptări, mă rog, parțial sub așteptări, dar a oferit și un guidance foarte prost. Microsoft a raportat un EPS de 2,32 de dolari pe vânzări și 52,7 miliarde de dolari în trimestrul 4. Problema cea mai mare vine din costurile crescute pe care le are Microsoft cu sales and marketing și cu R&D. Adică au băgat foarte mulți bani în zona asta de promovare și se pare că nu prea rentează. Și în același timp, R&D e ceva care nu își arată efectele imediate, adică vorbim de research and development, cercetare și dezvoltare. Oarecum ce faci și cu OpenAI și cu ChatGPT. Deci, ideea este că aceste investiții poate să fie foarte bune atâta timp cât ajung să fie fructificate, dar durează, adică poate să dureze de la jumătate de an, un an, până la ani de zile, până să ajungă să aducă efectiv bani pentru investiția făcută. Per total, dacă ne uităm la vânzările și cash-ul pe care le are Microsoft versus datorii, nu prea avem motiv de îngrijorare, dacă mă întrebați pe mine cel puțin. Chiar dacă avem o scădere în Q4 și o să avem o scădere în Q1 și Q2 din 2023, traiectoria este tot ascendentă. Cel puțin dacă ne uităm anualizat. V-am zis de multe ori, uitați-vă și anualizat, nu doar trimestrial, pentru că trimestrial vă poate încurca destul de mult, vă fug ochii. Dacă ne uităm totuși și trimestrial, vom vedea o încetinire a creșterii și o scădere a profiturilor, dar măcar avem o justificare prin încetinirea economiei. Pentru trimestrul curent, Microsoft a prognozat vânzări de 50,5 miliarde de dolari până la 51,5 miliarde, adică bottom și high-end. Punctul de mijloc de 51 de miliarde de dolari este destul de mult sub ținta pe care o au analiștii de pe Wall Street, de 52,4 miliarde. Asta înseamnă că guidance-ul în sine a fost sub așteptări pentru trimestrul 1 din 2023. În același trimestru al anului trecut, Microsoft a generat vânzări de 49,4 miliarde de dolari. Ar însemna în sine o creștere de la un an la altul, dar creșterea ar fi mult prea mică față de cât a fost prognozat pe Wall Street. Și odată cu economia, că tot vorbeam într-un video anterior, putem să vorbim și de un earnings recession pentru Microsoft. Și fiind unul dintre jucătorii mari, acest lucru se va cunoaște în piață. Am văzut că oricum marile companii nu au raportat așa cum ne-am fi așteptat. Și iarăși reiterez posibilitatea unui earnings recession. După ce a atins recorduri în 2021 cu prețul său de 349 de dolari, mai exact în noiembrie 2021, acțiunile Microsoft sunt într-o scădere continuă. Dar acest lucru a fost ceva general pentru sectorul de tehnologie, adică nu e ceva specific Microsoft, o problemă specifică Microsoft. Per total, dacă ne uităm la direcția în care se îndreaptă Microsoft, la cota de piață, la rivali, și la faptul că se adaptează, așa cum ne-a învățat Bear Grylls, pentru a concura în continuare, cred că Microsoft nu a apus. În special având în vedere că AI se arată a fi următoarea investiție de succes a următorilor ani. Nu a zice următorul deceniu că e cam mult, dar cel puțin a următorilor ani. Așadar, din perspectiva mea, eu rămân bullish pentru Microsoft. Big Tech va rămâne dominant ca o zonă totuși de buy, pentru că vreau să vă dau și asta. Acum, cum o văd eu, vă face și vă analiza, nu trebuie să vă luați după mine, este pură opinie. Eu aș zice că este puțin cam sus acum.
Un 235-245 de dolari cred că ar fi o zonă mai ok, însă până acolo avem atât linia de rezistență pe care Microsoft a spart-o, cât și un suport puternic în moving average de 200, simple moving average de 200. Așadar, dacă vedem că opune acolo rezistență și îl transformă din rezistență în suport, putem să vorbim de un buy de început, ca să nu pierdem trenul, fix în zona moving average-ului de 200. Un caz mai grav ar fi chiar un earnings recession care s-ar confirma și asta ar însemna să rateze și în Q1 și în Q2 și ar putea să ducă la retestarea minimelor. Lucru care nu ar fi atât de rău dacă mă întrebați pe mine, pentru că eu personal așteptam Microsoft să se apropie de 200 de dolari ca minim în această corecție, în această criză, recesiune, cum vreți voi să-i ziceți. Așa că dacă vreți să cumpărați Microsoft, cam acestea ar fi zonele pe care eu le-aș urmări. Nu înseamnă neapărat să dați un buy direct acolo, desigur totul se poate schimba de la o zi la alta în funcție de ce informații avem. Că cine știe, poate se împiedică Satya Nadella și pică se lovește la mână și zice ba picioarele în cloud computing, nu? Dar oricum, dacă vreți să cumpărați acțiuni la Microsoft, așa cum v-am zis de atâtea ori, cel mai bine ar fi să o faceți prin Interactive Brokers, pentru că, așa cum v-am zis și mai sus, este un broker de încredere. IBK Air oricum are o groază de beneficii, atât pentru trader cât și pentru investitori, așa că alegerea cred că este destul de ușoară când vine vorba de a merge cu un broker anume. Oricum, cam atât din partea mea, ca o sumarizare, Microsoft ar trebui un pic mai jos să cumpărăm dacă ar fi să cumpărăm. Big Tech încă am mare, mare încredere în ei. Și este operată, cred că, de earnings recession, așa că va fi normal. Dar, financiar vorbind, nu arată rău. Nu arată desperiat. Dacă v-a plăcut acest video, dacă vi s-a părut interesant analiza mea, am trecut un pic și prin știri și prin situații financiare și un pic tehnic, nu uitați dați un like, share și subscribe pentru că mă ajută foarte mult și nu uitați să apăsați pe clopoțel, pentru că așa veți primi videourile mele cât mai repede. Ne vedem ca de obicei data viitoare în următorul video. Pa, pa!